Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. În această seară vom discuta despre politică și poezie. Și o să vedeți de ce. Am un invitat cu totul și cu totul special. Chiar veneau mai înainte de a intra în emisiune, veneau în minte niște versuri din Dinescu, parcă erau. Poetul, dacă doarme netulburat în flori, treziți-l voi, prieteni, că-și vin secerători. Ionel Buscalu este invitatul meu din această seară. Bine ai venit, Ionel. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră. Au venit peste tine, nu secerători, au venit peste tine alegerile. Am mers noi peste ei, da. Am mers peste ei, dar n-am reușit să-i trezim noi pe toți secerătorii. Poeții au mers în campanie și nu numai poeții, am mers toți în campanie electorală. Am văzut rezultatele, deja s-au felicitat câștigătorii, așa că, dincolo de această chestiune, cred că trebuie să ne pregătim de încă 4 ani în care fiecare să lupte pentru ce a propus și ce și-a propus să facă în orașul ăsta, dacă despre oraș vorbim, și ce și-a propus să facă în țara asta, dacă despre țara asta vorbim. Nu știu, eu mă gândeam deja la niște proiecte individuale, cu niște ONG-uri, separate de instituțiile locale. Nimeni nu are atâta forță cât ai vrea să faci. Sigur, noi putem să facem proiecte în care să mai trezim conștiința, poate, sau să trezim conștiințe, să lucrăm în așa fel încât să atragem atenția, dar forța noastră se vede că nu stă în asta. Au fost oameni care au făcut lucrul ăsta înainte de alegeri și nu pentru alegeri, ci l-au făcut pur și simplu. Chiar prietenul și colegul meu de partid, domnul Vladu, da, a curățat cetatea de nu știu câte ori cu oameni care au venit acolo în mod voluntar, au făcut în așa fel încât cetatea să prindă viață, să dispară buruienile, să dispară gunoiul, dar asta a ținut doar un sezon. Adică de fiecare dată trebuie să iei de la început. Nimic nu ține dacă nu muncești și nimic nu ține dacă nu îți duci tot efortul al tău și al celorlalți către zona aceea. Altfel este o ruină, nu? Care, culme, se ruinează. Da, o ruină ruinată. Da. Care se ruinează și mai rău. Referitor la politică, eu zilele astea m-am tăcut mai mult decât să vorbesc. M-am întrebat, după ce s-a terminat campania, ce n-am făcut noi în această campanie. Noi, ca partid ALDE, n-am făcut, sigur, decât să facem o campanie în limitele legii, să facem o campanie frumoasă. Am fost și singurii care am încercat să aducem un plus campanie electorale și am împărțit 16.500 de flyere pe care le-am pus pe ușile fiecărui cetățean, pe care cred că l-au găsit la ușă unii dintre giurgiuveni, în care scria deranjează-i, nu-i lăsa să folosească absența ta, ceea ce s-a demonstrat că până la urmă asta au făcut giurgiuvenii, i-au lăsat să folosească absența lor, pentru că prezența la vot n-a fost, deși am fost pe primul loc pe țară la un moment dat, ca și prezență, mai ales în județ, în municipiu 45% nu înseamnă până la urmă foarte mult, pentru că cu cât ar fi venit mai mulți oameni la vot, ar fi crescut până la urmă opțiunile și s-ar fi schimbat ceea ce se întâmplă, pentru că aici este o chestiune legată de bazinele electorale ale fiecăruia dintre partide. Partidele și-au mobilizat bazinele lor electorale. Punctul meu de vedere este că partidele n-au reușit să convingă. Niciun partid n-a reușit să convingă pe nimeni în afară de oamenii pe care îi are în baza de date și, eu știu, susținători, membri. Nici noi n-am reușit, nici PNL-ul n-a reușit, nici PSD-ul n-a reușit și nici măcar independenții n-au reușit. Am spus-o dinainte și le-am spus chiar direct unora dintre independenți că n-au făcut decât să facă jocul partidelor mari, pentru că nu era timpul lor de data asta. Este o polarizare extraordinară în ceea ce privește politica și s-a văzut, dacă ne uităm pe hartă acum, vedem că jumate de țară e roșie sau 3/4 de țară e roșie, 1/5 sau jumătate este galbenă și undeva în mijloc sunt 3 județe verzi, ca de obicei, ale UDMR-ului. Dincolo de asta, sigur că surpriza, dacă vrei să o luăm așa grosomodo, este chiar ALDE, care înființat de foarte curând a reușit să apară ca al 3-lea partid la nivel național, să aibă și primari și consilieri locali și consilieri județeni, dar fără să se impună așa cum ne-am fi dorit noi și fără că, da, fără să demonstreze până la urmă că dorința noastră era și aceeași dorință cu a concetățenilor noștri.
Sunt lucruri care, iată, acum le putem discuta. Nu fără... să le discutăm, dar aș reveni puțin tot la poezie. Mihai Beniuc scria în perioada stalinistă: pe unde merg și oriunde mă duc, toată lumea privește și optește. Acesta e poetul Beniuc, care știe 7 limbi și rusește. Da, rusească nu era, limba rusă nu era o limbă străină pentru mulți atunci. Da. Da. Pe tine pe stradă te-au recunoscut și ca poet? Sau... Da, prima dată când m-au recunoscut pe stradă ca poet a fost chiar atunci când eram în precampanii, s-au pus corturile acelea la Mihai Viteazu, acolo în parc, erau mai multe persoane fotografiate și puse pe corturi și treceau persoane care treceau pur și simplu, se uitau și vreau să recunoască pe unul sau pe altul. Pe ăsta îl cunosc, ăsta e poet. Știi? Într-un fel m-am bucurat că sigur oamenii au făcut această remarcă. Este unul dintre lucrurile pe care eu le-am dorit. De ani de zile încerc să impun această idee că eu sunt poet. Deși în toți acești ani n-am trăit din poezie, în toți acești ani am scris poezii doar în timpul meu liber. M-a întrebat cineva când scriu și am răspuns că atunci când ei dorm. De obicei când oamenii dorm, atunci scriu și în rest îmi fac meseria pe care sunt plătit, pentru care trebuie să trudesc și pentru care trebuie să aduc bani acasă din salariu la familia mea, pe care trebuie să o întrețin ca și ceilalți cetățeni. Deci n-am, deși am avut funcții foarte înalte, zic eu, pentru mine, și secretar de stat și director general la OSIM, n-am vrut să mă impun ca unul dintre cei care, eu știu, am și fost funcționar public mai mult de 14 ani, n-am vrut să fac din asta principalul meu, eu știu, lucru de văzut în public, ci faptul că sunt altfel decât ceilalți și că, iată, sunt poet. Uite, tot de la ruși vine, de la comuniști, de fapt, nu? Și culoarea roșie, nu? Sigur că da. Chiar și Nichita. Pe de-o parte, chiar pe și Nichita, parte, nu mai puțin, a da. Puțin în capcană cu roșu vertical, parcă și-a intitulat un volum, nu? Da. Iată, culoarea roșie este în continuare extrem de atractivă să din punct de vedere politic. Să știi că... Iar PSD-ul a avut ideea de a păstra această culoare, nu? Da. Și care prinde. Eu cred că nu culorile, nu semnele sunt cele care prind. Chiar m-am gândit și următoarea copertă a următorului meu volum, care nu e un volum de poezie, ci un roman, vreau să fie roșie. Dar nu pentru că... Asta nu din cauza faptului că ALDE este în combinație cu PSD. Nici de cum, chiar deloc. Din potrivă, ci pentru că roșu înseamnă mai mult decât atât. Am citit toată un roman care se numea Roșu Ucigaș. Da. Iar în Roșu Ucigaș știi foarte bine că este vorba despre japonezi care nu sunt deloc comuniști și despre olandezii care erau prinși acolo în zona Mării Japoniei și care deveneau sclavi până la urmă într-o perioadă a celui de-al doilea război mondial de o barbarie incredibilă. Și coperta este tot roșie, de acolo mi-a venit ideea, pentru că ceea ce se întâmplă ca acțiune în romanul meu are legătură cu astfel de, nu cu o sclavie la nivelul acela, dar tot o sclavie, la de care fapt. Ai lucrat, da. Și pe care l-ai finalizat, am înțeles, așa ca o pauză, să zicem, când o să apară? Cred că în luna iulie, la începutul lunii iulie. Uh-huh. E gata, l-am terminat. Tema principală este tot o sclavie, dar o sclavie a mentalității, faptul că nu ne-am putut debarasa de tarele comuniste până la urmă, într-o perioadă, sigur, eu vorbesc așa cam de generația mea și de faptul că mulți am rămas datori, într-un fel, în ghilimele, acelei perioade și că nereușind să scăpăm de bulversantele morale și morală comunistă, mulți au ratat viața sau chiar au murit din cauza asta. Iar pe de altă parte, iată că nici astăzi nu reușim să mergem înainte, pentru că mulți sunt tarați de perioada aia. Până la urmă, eu zic că au fost 70 de ani după cel de-al doilea război încoace, 70 și ceva de ani, în care România a fost bulversată tot timpul, în care România n-a avut elite reale și în care falsele elite și falsele personalități au condus și au reușit să impună. Știi, era în Goethe o chestie foarte mișto, un Faust, dacă ți-aduce aminte, când Dracu spune că el nu există, știi? Și zice, dacă reușesc să fac lucrul ăsta, că eu nu exist, atunci toată lumea e a mea. Cam așa a fost și cu comunismul, cam așa este și cu postcomunismul ăsta. Hai să revenim puțin tot la poezie, zic eu.
la Vasile Alexandri, se pare că el a lansat sintagma românul s-a născut poet. S-a născut poet, nu? Pentru a, eu știu, a măguli poporul, nu? Și da, poporul la rândul său să-l aprecieze. Dar mai înainte de el, Jean-Jacques Rousseau spunea Vox Populi, Vox Dei, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Poporul nu greșește niciodată. Și n-a greșit chiar niciodată. Am auzit această chestiune și un post de televiziune central, o ziaristă la fel oripilată, cum adică să greșească poporul? Păi poporul chiar nu greșește? Așa cum am spus mai devreme, dacă ne uităm la procente, poporul a preferat să stea acasă. Deci poporul în majoritatea sa a dat un vot de blam clasei politice. Este o reacție, din punctul meu de vedere, firească, dar pe de altă parte de o manipulare extraordinară pe care Băsescu a reușit să o inducă împreună cu partidul lui și cu oamenii lui în timp de 10 ani în mentalitatea colectivă. De 15 ani, dar mai ales în ultimii 15 ani, se spune că toți politicienii sunt hoți, toți sunt mincinoși, toți dorm în parlament, toți fac legi proaste sau legi care îi protejează pe ei, toți nu au niciun gând pentru comunitățile pe care le conduc decât să fure și singurii care sunt curajoși și ies la vot sunt oamenii care vor și ei să împartă ceva. Spun că am avut deseori reacții nu foarte controlate în această campanie, când întâlnindu-ne cu tot felul de oameni, unii ne întrebau: dar voi ce primiți ca să mergeți zilnic pe stradă? Vă spun că acei copii care au mers cu noi, tinerii care au mers cu noi, oamenii care au mers cu noi, n-au primit niciodată nimic decât atenția noastră și gândul tuturor că facem împreună ceva, că vrem să schimbăm ceva, că vrem să punem un proiect nou pentru Giurgiu, dar oamenii nu credeau asta. Oamenii nu cred că cineva poate să meargă, eu știu, o lună, două pe seară, două ore pe seară pentru a schimba ceva. De fapt, dacă ziceam mai devreme, nu, de niște proiecte care să schimbe Giurgiu. Faptul că noi am mers două ore pe seară, bine, în rest muncind, făcând materiale, încercând să convingem telefonic sau altfel, că asta e campania, pe Facebook, nici campania de pe Facebook n-a fost până la urmă una care să convingă, deși am primit aprecieri și chiar mesaje de susținere și eu și domnul Vladu și mulți dintre noi, sute de mesaje de susținere. Deci dacă erau oamenii să iasă din Facebook și să ducă până la vot, cred că mai aveam 2-3 mii de voturi numai din mesajele alea. Este însă clar că nu e de ajuns, pentru că mentalitatea, am spus-o, a cam ajuns și a rămas încremenită în proiectul ăsta, că toți cei care fac politică, de fapt, o fac pentru interese personale. Nu contează ce argumente ai, nu contează ce spui, pentru că lumea nu te crede. Am rămas șocat, efectiv, când oameni de o vârstă venerabilă spuneau lucrurile astea. Am rămas șocat când oameni care aveau părul alb susțineau sușitare că interesele celor care merg pe stradă sunt directe, pecuniare, și că atunci sunt ei sigur plătiți. Erau zile în care tinerii ăștia n-aveau bani nici de apă, știi, ca era foarte cald afară și nu-și permiteau nicio apă, dar mergeau înainte. Și eu vreau să-i felicit pe toți cei care au mers pe stradă, pe toți cei care au stat și au muncit până noaptea târziu, și știi că e la fel în orice partid, pentru că fiecare dintre ei a încercat să schimbe ceva. Îi felicit absolut pe toți. Și eu îi felicit, profit și eu de ocazie, da, Bunscut, să-i felicit pe cei de la PNL. Am participat la campania lor, am ieșit de foarte multe ori pe stradă. Și am ieșit pe stradă chiar împreună cu fiica mea, Maria Amelia, care are 6 ani și m-a însoțit de multe ori, acuze, constrâns fiind că nu aveam pe cine să-l ascult. Copilul în campanie, da. Copilul meu a luat într-o zi niște pliante și a fugit în alei împreună cu un prieten de-al lui, că se jucau pe acolo, a luat din mașină niște pliante și le-a împărțit el. Și pe urmă, pe Facebook, unul mi-a zis că folosirea copilului pentru campanie electorală, și asta a fost gândul lui, dai seama, așa cum sunt sigur, da, că și Maria ta are gândurile ei. Dar nu noi, el trăiește în lumea asta, trăiește în țara asta, trăiește în familia mea de ani de zile, s-a născut și a crescut făcând politică, eu, nu mama lui, că ea nu face politică, dar sigur că și ei au gândurile lor referitoare la schimbare, poate pervertite de ceea ce spunem noi, desigur, și pe faptul că au mare încredere în noi. Însă noi pentru ei încercăm să facem schimbările acestea, pe care n-am reușit să-i convingem pe ceilalți, mai sunt campanii însă, mai așteptăm 4 ani, mai așteptăm până la toamnă, dar
Iată, încă o dată, oamenii vom face, vrem să luăm de la statistică, să vedem pe categorii de vârstă cine au fost cei care au votat, da. Și atunci vom vedea realitatea. Ca să nu vorbim, pentru că am auzit și multe tâmpenii, nu acuz pe nimeni și nu are nicio legătură nici vârsta cu modalitatea ta de gândire. Sunt sigur că unii au votat pentru interese, ei au votat pentru interese. Culme, știi? Nu noi ne-am dus să ne facem interesele, ci unii dintre ei au votat pentru interese. Unii pentru cardul ăla de călătorie care scria pe el un nume, alții pentru că au avut căldura mai ieftină anul ăsta de la CET, fără să știe că vor plăti pe taxe și impozite mult mai mult. Alții, și sigur că această campanie electorală care durează de astăzi până peste 4 ani, un primar care e conștient de ideea că vrea să câștige din nou, nu începe campania în ultima lună, o face tot timpul. Pentru că noi mergeam pe stradă, lumea spunea nu mai votăm cu actualul, n-a făcut nimic, votăm cu voi sau votăm cu Floricel sau votăm cu nu știu care, dar pe urmă s-a văzut că n-au votat decât cei care au hotărât că trebuie să rămână așa. Aș vrea să citesc din, este un articol scris de Andrei Preș în Dilema, titlul este un mare gazetar, Sandu Tudor, apropo de întrebarea pe care am pus-o anterior, cu da. Poporul chiar nu greșește niciodată, și o să revenim după aceea la această chestiune. Ce spune în 1935 Sandu Angel, deci un gazetar, despre politicieni și despre electoratul românesc? Da. Citesc, toată mare ipocrizie politică, toată demagogia sinistră a vieții noastre publice, dacă a reușit și încă va reuși să conducă destinul țării acesteia, se datorește siguranței nezdruncinate pe care fiecare politicianist o are în complicitatea gratuită și naivă a poporului, sau mai tehnic spus a maselor electorale, care pot fi oricând amețite cu puțină făgăduială și vorbă sunător democratică. Această caragelească stare de suflet a poporului nostru asigură peste tot, sub toate formele, triumful falselor valori. Cetățeanul român nu mai reacționează față de nicio nedreptate, nu se mai apără, lasă să se întindă abuzurile cu o indiferență criminală. Totul rămâne în seama anchetelor parlamentare. Este vorba despre 1935, am citat din Sandu Tudor. Astăzi nici măcar anchetele parlamentare nu mai sunt și la mod. Cum încheie Sandu Tudor? În fiecare dimineață, tot românul ar trebui să se așeze în fața oglinzii, să-și găsească lămurit obrazul în apele de cleștar și, după ce și-a recunoscut bine mutra, să-și trântească singur o pereche de palme mărețe. Am încheiat citatul. Iată reflecții, nu, ale lui Sandu Tudor, 1935. Deci, dacă știam despre ce vorbim, mă pregăteam. Vreau să spun că prima facultate pe care am terminat-o se numește Facultatea Jurnalistințele Comunicării și lucrarea mea de diplomă era despre Pamfil Șeicaru, mare gazetar interbelic, și am citit în 2 ani, 3 ani de zile, în ultimii ani, pentru această lucrare, m-am hotărât în anul 2 să o fac și am tot muncit în fiecare an, am citit la Biblioteca Centrală Universitară, la Biblioteca Națională, presa interbelică de atunci, și mi-amintesc acum, când ai citit asta, că acele campanii electorale nu erau deloc diferite de cele de astăzi. Dacă acum, spre exemplu, s-a asfaltat în campanie electorală, atunci puneau niște piatră, căruțe de piatră, că așa era atunci, nu erau mașini, veneau cu căruța de piatră și o puneau la colț. Și dacă respectivul candidat reușea să câștige alegerile pe strada aia, împrăștia piatra, dacă nu și-o lua înapoi și pleca. Așa că, iată, nu s-a schimbat nimic în România din 1930 încoace, sunt 80 și ceva de ani, dar poate s-a schimbat doar regimul. Alex Ștefănescu n-avea nicio dovadă că au trecut atâția ani de la moartea lui Caragiale. Nu, n-avem nicio dovadă, de fapt, și dacă ar fi să ne gândim... Se întâmplă ca și atunci. Da, dacă ar fi să ne gândim ca la Umberto Eco, nu? El spune că adevărurile sunt de două feluri, cele scrise, pe care de fapt nu le cunoaștem, și cele pe care le cunoaștem și nu credem în ele. Și atunci, iată că ai dreptate. Noi credem în niște adevăruri scrise, dar nici presa nu mai este atât de convingătoare ca altă dată, pentru că între timp și presa și-a mai pierdut din valoare, mulți au trecut de o parte sau de alta, au devenit partizani, deși partizani au fost întotdeauna, pentru că și
și în 1886 și în 1868, și când scria Eminescu, știau toți că el este conservator, da? Știa că nu e liberal și că va ataca tot timpul guvernul liberal. Deci și Eminescu avea chestia asta și ceilalți, sigur că el avea și o altă luciditate a scrisului, în care atunci când sunt și astăzi texte în care spune adevăruri reale, adevăruri palpabile, adevăruri care au trecut peste timp, adevăruri centenare, dacă vrei, despre România și români. Nu știu dacă trebuie să ne gândim însă la oamenii care sunt alături de noi la Giurgiuveni ca doar la niște simpli votanți. Ei nu sunt niște mașini de vot, nu sunt niște oameni pe care îi învârți cu cheița alegerilor și ies toți așa. S-a văzut că nu se întâmplă lucrul ăsta de ani de zile și eu cred că principalii vinovați până la urmă sunt tot politicieni. Aveam o discuție cu ziariștii din presa centrală și unii dintre politicienii acuzau că sunt rău intenționați, că pun întrebări doar ca să-i prindă și așa mai departe. Și atunci am spus, dar de ce nu trimiteți voi la televiziune oameni deștepți care să știe să răspundă la toate întrebările? Dar de ce nu trimiteți voi oameni pregătiți care să știe să răspundă la toate întrebările? Dar de ce nu trimiteți voi, spre exemplu, în campania electorală, oameni cinstiți și corecți care să aibă în fața alegătorului o imagine bună, în așa fel încât omul să zică, pe ăsta îl votez. Nu credeți că e o problemă și la nivelul ăsta? Și atunci, având ales între trei rele sau, eu știu, 4, 5, 6, 7, 8, 15, zice, păi, care dracu să-l aleg, mă, că toți sunt la fel. Vezi, aici e o problemă. Și atunci îl alegi pe criterii de partid, fiindcă tu faci parte din partidul ăla. Eu aș reveni la această întrebare. Poporul nu greșește niciodată? Eu am spus că greșește. Eu am spus deci că greșește și poporul, greșește de multe ori. Poporul a stat acasă. Deci marea hibă a democrației este da. Care este? Decide majoritatea, dar majoritatea trebuie să fie și bine informată. Atunci trebuie ca sistemul de învățământ să fie performant, oamenii vor fi bine informați, nu? Și totul va merge. Nu e numai la noi problema asta, nu? Vreau să vă spun ceva. În sensul ăsta, că s-ar putea mai puțin, Ionel, da. Ca chestiunea asta cu majoritatea decide, deci să fie un simplu sofism în aceste condiții. Nu, ar trebui... Sofismele fiind niște argumente incorrecte, nu? Exact. Un argument conform căreia majoritatea are întotdeauna dreptate. Contextual până la urmă. Noi, ALDE, am făcut 150.000 de pliante, broșuri, articole plătite, prin care am încercat să explicăm de ce e bine să iasă la vot oamenii, de ce e bine să-l voteze pe Vladu, de ce e bine să voteze un proiect pentru Giurgiu și ce crezi? 150.000 de astfel de hârtii înseamnă, făcut domnul Vladu o socoteală, că sunt 6 astfel de materiale pe fiecare casă, pe fiecare locuință din Giurgiu, că sunt 25.000 de locuințe. Și atunci înseamnă că omul a fost bombardat de către ALDE cu 6 astfel de materiale. A venit PNL-ul, le-a mai dat încă 3-4. A venit PSD-ul, le-a mai dat încă 3-4. A venit UNPR-ul, le-a mai dat și ei două, a venit PSR-ul, a mai dat și ei două, a mai venit independenții, au mai pus și ei câteva și în momentul ăla, acest abuz, ca să zic așa, de materiale s-a transformat în maculatură și omul a primit-o ca și pe alea pe care le primește de la supermarket, adică l-a luat și l-a pus direct la coș. Și noi, încercând de fapt să facem o cât mai bună explicare a ce vrem să facem, i-am agresat cu oamenii ăștia care au zis, ia mai lăsați-ne în pace, sigur aveți un interes de cheltuiți banii ăștia, nu? Deci sigur aveți un interes de ieșiți stradă. Sigur aveți un interes că deci aici e problema de mentalitate și de-aia educația de care vorbeai și care nu se face de fapt, că vorbim despre educație civică sau despre alte lucruri de genul ăsta, toate sunt formale, toate sunt până la urmă se adresează unei inteligența unui copil în creștere pe care nu-l provoci cu nimic, ci dai să citească niște lucruri pe care vrei să le învețe pe din afară, e adevărat, și el când a plecat de la oră, la fel ca și alegătorul, este de fapt agresat de niște informații de care crede că nu are nevoie. Pentru că acest tip de învățământ care este la noi și care creează la sfârșitul liceului, dacă mai ajung ăștia să termine liceul, niște tipi care nu sunt dar nici se ia bacalaureatul și niște oameni care sunt dezabuzați pentru că ei își dau seama că nu pot să se angajeze, că nu pot să devină vedete, că vedetele în momentul de față în România sunt fetele alea cu buricul gol și cu silicoane și cu bani mulți, fotbaliștii și eu știu alți sportivi care reușesc să dau un tun sau
Da, maneliștii, știu alții care așa este. Asta e realitatea românească. Apropo, nu? De și atunci, maneliști? Și atunci, dacă asta este idealul nostru în viață, mie mi-a spus un prieten care mi-e foarte drag și pe care nu vreau să-i pomenesc numele acum, dar vreau să-l salut. Așa, tu vii și te prezinți în fața giurgiuvenilor ca poet, ca om cinstit, ca om care locuiești încă într-o casă socială, ca om care ai fost de două ori ministru și n-ai furat, ca om care îți plătești datoriile la bancă încă pentru mașina pe care o ai și tu vrei să te aleagă cineva? Tu ești tâmpit, locuiești în Giurgiu, în care toată lumea a visat să facă Vameș sau pe Cetefist, în care toată lumea a visat să trăiască într-un loc de unde să plece seara cu salariu minim pe economia acasă, cel puțin. Glumesc acum? Nu glumesc, asta e realitatea, el a avut dreptate. Și iată, acest oraș, noi mergem și spunem, noi suntem cinstiți și corecți, votați-ne. Deci eu cred că dacă aș fi candidat, aș fi spus așa, sunt cel mai mare hoț, votați-mă pe mine, voi fura pentru voi. Cred că atunci oamenii ar fi fost mai atenți la asta. Poate împărțim ceva? Nu crezi că... Deci asta e comunitatea pe care o întâlnești, oameni care te judecă. Să știi că dincolo de așa apatia asta care pare că există, nu este nicio apatie. Toți oamenii vorbesc. Toți oamenii se uită, toți oamenii discută, toți oamenii au pus în balanță. Deci eu de-aia spun că nu poporul a greșit, ci partidele au greșit. Partidele au greșit pentru că au trimis către electorat. E ca oferta de Paște până la urmă. Băi, frate, ați făcut reduceri? Nu. Ați făcut ceva gratis. Vei vedea dacă te vei uita pe secțiile de votare și cum s-au schimbat opțiunile politice ale oamenilor din diverse cartiere în funcție de ore și în funcție de interesul de moment al acelor comunități locale, că sunt tot cu niște comunități locale, oameni de pe cartierul ăla, de pe cartierul ăla sau ălălalt, au niște principii comune, au niște elemente comune de chiar de locuire urbană, știi? Și o să fie din ce în ce mai greu să convingi oamenii, pentru că gândește-te, spre exemplu, în zona Teatrului de Vară. Cred că este cel mai frumos cartier din orașul nostru. Există canal, există apă, există asfalt, există gaz, sigur n-a ajuns chiar peste tot și asta e o problemă pentru că pe care trebuie ca administrația să ia în serios și să lupte un pic mai mult cu cei de la Virom, pentru că sunt multe discuții în oraș referitoare la modul în care își fac treaba și acolo e un cartier liniștit, frumos, cu minte. La oamenii aia nu poți să te duci să le spui ca la țară că le pui asfalt. Au. Nu poți să le spui că le bagi apă. Au. Nu poți să le spui nici că le pui canalizare. Au. Și atunci ce le spui? Nu? E o întrebare. Ce le spui oamenilor acelora? Trebuie să le spui că tu, care ești candidatul, vei face să crească starea de bine a lor până scăderea impozitelor, spre exemplu, dacă fac niște lucruri. Sau trebuie să le spui că ei te vor trăi și mai bine dacă... Dar lucrurile astea nu trebuie să le minți. Lucrurile astea trebuie să le prinzi în programul tău electoral acolo. Trebuie să le ai trecute și pe hârtie, așa cum bine l-a învățat cine l-a învățat pe Edil, să facă un contract cu cetățeanul, care n-are nicio valoare juridică. Care n-are nicio valoare. Mai refer la contractul cu cetățeanul, zis... care e o idee de secol XVII, da, este o idee care și iată, prezentată de PSD ca noutate absolută. Păi și asta l-altă cu dezvoltarea durabilă. Dacă eu am lucrat în 1997 în echipa lui Stoienescu. Da, le preluate de acolo, chiar, da. Și am făcut niște lucrări care presupun că se află încă la primărie și pe care e bine. E bine ca cineva să le urmărească și să facă ce scrie acolo, pentru că erau făcute de specialiști în toate domeniile, de la asistență socială la statistică, de la economie la arhitectură și de la istorie la, medicină. Deci erau oameni din fiecare domeniu care au lucrat acolo într-un proiect european, nu european, USAID, într-un proiect american în momentul ăla și pe care, dacă cineva chiar îl urmărea cu atenție și își propunea ca an de zile Giurgiu să dezvolte pe direcția aia, Giurgiu era pe un drum bun. Apropo de programe, trebuie să spun că și eu am muncit ceva la programul lui domnul deputat Nicolae Florian. În ce sens? Am contactat societatea civilă, nu mai mulți reprezentanți ai societății civile, care pur și simplu au venit cu inima deschisă către o colaborare eventuală cu viitorul primar
Nicolae Florian, e vorba de Clara Mărculescu, Constantin Stoienescu, Alex Gheorghe Peisagistu și mai mulți care și-au pus mintea la contribuție și ideile lor au fost cuprinse în proiectul programul respectiv. Da. Dar ce folos că... Păi, acum, apropo, dar bine ar fi de pildă dacă domnul primar, de pildă, nu, să-l felicităm pe această cale, dacă domnul primar totuși s-ar uita prin aceste programe, nu, și ale programului domnul Sandu Vladu și programul Nicolae Florian. Noi am trimis totuși în Consiliul Local niște oameni care sunt consilieri ai partidelor PNL, ALDE, PSD. Fiecare dintre acești consilieri ar trebui să nu fie doar ridicători de mână pe acolo și ok și din ăștia, ca să nu zic yes-man. Da, eu nu voi fi un yes-man, stați liniștiți. Sunt sigur că nu voi face asta, pentru că dacă m-a trimis acolo partidul, am în spate un program pe care chiar m-am gândit că trebuie să-l ducem mai departe. O parte din el măcar trebuie dus. Iar și oamenii aceia de la... Să vezi că nici consilierii PNL nu sunt yes-man, sunt oameni deosebiți, toți sunt care au de uitat, deci toți cei șapte de acolo. Asta spun. Oamenii aia trebuie să ducă programul lor, al partidului lor, și să arate că este venit de la ei, că nu e din altă parte. Și atunci cetățenii văd că 4 ani de zile nu ai stat doar să ridici mâna, ci te-au văzut că ai lucrat pentru ei, n-ai făcut doar proiectele pe care le propune primarul, și eu sper ca acest consiliu să ajute și primăria și să ajute în primul rând cetățeanul, pentru că oamenii ăștia care n-au votat, n-au votat cu gândul de schimbare și este clar pe noi, cel puțin n-au votat cu gândul de schimbare. Pe ceilalți au votat cu gândul că merg în continuare la fel. O să vedem ce se face în continuare. Gândește-te că s-ar putea ca lunile următoare să nu mai fie niciun fel de bani pe acolo, pentru că toți banii s-au dus în asfaltări, în campania asta, nu, de o lună de zile în care au folosit banii publici. Vom vedea ce mai e pe acolo. Da. Este real. Nu cred că ne gândim altfel. Nu cred că gândește cineva altfel. Oamenii trebuie să lucreze cu materialul clientului când ajung acolo și să încercăm să facem ca tot ce ne-am propus noi să se întâmple, dar dincolo de asta fiecare trebuie să-și conjuge efortul ca să apară până la urmă aceste lucruri. Acum, dacă avem un guvern care e de tehnocrat și sper să nu mai dureze foarte mult, pentru că mare parte din ceea ce s-a întâmplat acum îi se datorează. Deci oamenii au votat contra PNL pe baza rezultatelor dezastruoase ale acestui guvern, care nu știe nici să comunice cu poporul, care face lucruri mai proaste decât politicienii și care, dacă vrei, până la urmă te întrebe, ai pus întrebarea, poporul greșește vreodată? Dar conducătorii noștri greșesc vreodată? Iată că greșești atunci când aduc tehnocrați. Eu le-am spus mediocrați, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt niște oameni de factură medie care au reușit în cariera lor profesională să ajungă scribălăi pe la Bruxelles, pe acolo, cu greu, sunt sigur, pentru că e foarte greu să ajungi acolo, dar dincolo de asta, chiar dacă ei sunt buni să facă niște lucruri pe care le execută la comanda unor oameni politici din Parlamentul European sau din Comisia Europeană, aici și-au dovedit capacitatea sau mai degrabă incapacitatea și chiar necunoașterea legii. Deci, în momentul în care propui oameni care nu știu nimic din domeniu, tehnocrat înseamnă altceva, înseamnă că e cel mai bun din domeniul respectiv. Ori acum vedem că pe fiecare domeniu oamenii ăia de acolo habar n-au despre ce vorbesc și nu sunt cu nimic diferiți de politicieni, nu-i așa? Da, dar trebuie spus că această percepție este puțin eronată, nu, această apropiere. Iată că așa, această percepție eronată PSD-ul a dat cum să se poziționeze, deși rezultatul pe care l-avem. Tehnocrat a apărut, nu, a ajuns la putere și datorită PSD-ului și PNL-ului, fără discuție. Dar deci mai ales PSD-ul. Noi, ALDE, suntem singurii care am votat împotriva acestui guvern și totuși nici noi n-am reușit să luăm mai multe voturi pe baza acestui lucru. Adică noi trebuia să spunem în continuare și toți să spunem, toți de la ALDE, noi suntem împotriva acestui guvern. Acest guvern n-a făcut nimic bun, acest guvern a demonstrat că nu se poate conduce în felul ăsta mizerabil până la urmă România și n-am făcut-o nici noi cu tărie. N-a spus-o decât Tăricianu, foarte des și foarte aprins, au mai spus-o câțiva politicieni de vârf ai noștri, dar în general eu am
am încercat și la conferințele de presă, vreau să spun ceva, presa noastră locală n-a preluat nimic din ce am spus referitor la acest guvern, pentru că li s-a părut că nu interesează pe cei din Giurgiu. Dar oamenii se uitau la alte televiziuni naționale, citeau altă presă și își făceau singuri percepția. Da? Percepție pe care au demonstrat-o venind apoi la vot și votând PSD împotriva a ceea ce ei văd în momentul ăsta ca guvernul meu al lui Iohannis. Dar ce părere ai? Poate fi perceput ALDE ca un fel de satelit care gravitează în jurul soarelui, în jurul PSD-ului? Nu. Noi nu suntem asta, dar lumea așa ne percepe. Vă spun că unele dintre voturile pe care le-am pierdut în Giurgiu se datorează acestei gândiri. Au zis, oricum voi aveți o alianță cu PSD, ce rost are, vă mai votăm pe voi, votăm direct pe ea mari. Adică oamenii știu că se duc către câștigători. Și femei și bărbați se duc către ea care au sentimentul că vor câștiga. Și nu ne-au văzut ca și câștigători. Au văzut această apropiere pe care semnalul s-a dat de la București ca fiind cea mai potrivită pentru ei și atunci a făcut în așa fel încât, deci chiar pe București, acolo unde v-ați dus și voi, stați de vorbă cu oamenii și noi ne-am dus și toată lumea s-a dus să stea de vorbă cu oamenii care stau acolo în stație la intersecția cu Tineretului, spunea, păi votăm cu voi, dar putem să votăm și cu PSD-ul, că tot aia ești. Și până la urmă, bine, am văzut la manifestările de bucurie, și zic de bucurie, nu de bucurie, ale lor, că erau cei pe care îi văzusem și cu care stătusem de vorbă și cărora încercam noi să le explicăm una alta, că erau oamenii PSD-ului, știi? Na, asta e. Apropo de aceste manifestări, totuși până la 4 dimineața, nu noaptea alegerilor, liderii PSD au petrecut pe manele, totuși. Dar ce, era opera română? Să nu... Mă rog, difuzoare... Dacă ăștia sunt votanții lor... Chiar pe manele, totuși... Lideri, care-i problema? Auzi, ar trebui manele, să... manele există, există manele și în Turcia, și în Serbia, da. Și în Bulgaria, da. Au diferite denumiri. Și în România manele a venit ca un fel de etichet, așa, pentru a veni în întâmpinarea noilor îmbogățiți. Nu numai la noi, și la bulgari, și la... La noi și la în statele foste comuniste, adică la fix, nu? Să-și etaleze bogăția, să arunce cu euro și așa mai departe. Păi cum e, cu dușmanii, cu averea mea? Da, 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 chiar, mă rog, uite, îmi pare rău că n-am adus ceva versuri de, da, de manele. Americanii au făcut un studiu foarte interesant al manelelor, da. Da. Ce să spun, nu mi se pare nicio chestie ne la locul ei. Este tipică societății românești. Hai să nu ne ascundem după deget. Noi, nici eu n-ascult manele acasă, dar dacă mergi într-o cârciumă, eu știu, la un eveniment, merge și la un moment dat tot în manele o dau. Și la un botez și la nu știu ce. Da, da. Am văzut, spre exemplu, am fost la un botez, nimeni nu dansa la muzică din aia pe care noi am învățat să dansăm, care ne-a trezit primii fiori de dragoste, care ne-a făcut să vibrăm altfel. Și pe urmă a venit un băiat de la care a început, de la nașu pentru finu, de la finu pentru nașu, de la cutare pentru cutare, și lua bani într-una, așa, nici nu cântă nimic, că se aude doar bum-bum-bum-bum, și ăla lua bani și ăia făceau așa pe acolo, știi? E o chestie, erau electrizați chiar de chestia asta, așa că, nu, ăsta-i poporul, da? Hai să vedem poporul așa cum este și atunci putem să ne ducem către el să-i spunem, drag popor, noi îți dăm mai multe manele. Noi furăm cu tine, nu știu. Acum, sigur că eu glumesc, e o glumă cât se poate de... Dar pleacă de la o realitate. Dar da, realitatea este cea pe care o vedem. Oamenii au plecat din România, tineretul a plecat din România. Gângeau în mă ascult numai puțin, gângeau un ziarist local, de aici nu o să-i spun numele și nici unde scrie, se referea la un fapt și continua. Iertat să-i fie numele. Nu de unde am dedus că pleca de la un fapt. Da. Dacă bar neavând ce este deducția, nu? Da, el vorbea despre inducție, dar de unde am dedus că... Bine. Mă rog, și chestiuni între astea chiar mai citeam acum de curând. Deci asta cu ziarist local e vina ta, că spui că un ziarist local. Poate nu e ziarist. Toată lumea trebuie să se schimbe, inclusiv ziariștii trebuie să se... Și oamenii politici, dar și ziariștii, și fiecare om la casa lui și așa mai domnule departe. Profesor, dificil. Domnule profesor, dumneavoastră faceți educație și aici la televizor și bine faceți. Nu vă ratați vocația. Sunteți un om care încearcă tot timpul să schimbe lucrurile în felul său. Sunt oameni care abuzează de tarele societății pe care
o avem, și vreau să vă spun că dintre ziariștii noștri giurgioveni, puțini au studiile respective, sau dacă le au, sunt făcute pe la dublu click, la fel ca și unii avocați, la fel ca și unii profesori, la fel ca și unii, eu știu, politicieni, da, la fel ca și alții. Și atunci nu trebuie să vorbim decât în contextul în care România nu s-a trezit, România încă își plătește datoriile față de propriul popor într-un mod mizerabil, iar dincolo de asta n-avem nici bărbați de stat adevărat. Eu îl văd doar pe Tăriceanu acum luptându-se pentru niște principii. Să știți că l-am acuzat într-o ședință a noastră acolo, am spus: domnul Tăriceanu este un bărbat de stat, el este singurul care vorbește despre principii, dreptate, libertate, valoare. Dar astea nu sunt lucrurile pe care interesează pe cetățenii României. Uitați-vă la ei. Păi interesează altceva. Interesează mâncărica, interesează băuturica, interesează căldurica, mersul pe gratis. Asta e mentalitatea românească. Cum să fac rost de ceva pe gratis? Cum să fac rost de o tigaie, nu? Bătăi pe tigăi. Unde ați mai văzut așa ceva în lumea asta? Decât la noi. Și atunci, credeți că cetățeanul elvețian gândește așa? Pe cetățeanul elvețian, dacă vine cineva și spune: voi da ceva mai ieftin, ăla se întreabă: de unde fură asta? Ia stai mă puțin, nu cumva fură de la mine? Asta e prima întrebare pe care și-o pune cetățeanul elvețian. Uitați-vă la, au fost emisiunile alea cu primarii europeni din Germania. Credeți că nemții ăia stau să asculte prostii cu vom face și vom trece? Ei se uită pe bugete. Și nu trebuie să fii economist ca să vezi lucrurile astea. Fiecare își face bugetul acasă până la urmă. Da, ai 2000 de lei pe lună și zici: din aia 2000 de lei ne-am dus dracu. 1000 de lei trebuie să o plătim la bancă, 1000 de lei trebuie să o plătim pe servicii și restul ce să facem? Scriem cărți. Nu? Deci aici e problema. Noi nu ne vom îmbunătăți în niciun fel, nici mersul la vot, nici celelalte, până nu schimbă mentalitatea. Iar ea nu se schimbă, pentru că cei care rămân în țară sunt cei care au o anumită cultură, o anumită vârstă, ceilalți pleacă și nu vor să mai audă de România. De fapt, și Giurgiu este un oraș care îmbătrânește. Noi am zis tot timpul că e un oraș trist. Iată că dacă ne uităm cu oarecare atenție, este un oraș vesel. Vesel spre Dilimache, așa? Deci este un oraș ciudat. Eu vreau să fiu foarte sincer. Nu se poate ca să stai de vorbă cu oameni care crezi că ei chiar știu ce vor de la viața asta și să-ți dea niște răspunsuri, așa cum spuneai, bazate pe nimic sau pe false impresii și false opțiuni, și să le ia ca fapte adevărate. Adevărurile lor sunt adesea induse de către formatori de opinie care au școala vieții. Am auzit, știi că ultima chestie de asta cu școala vieții era odată pentru șmecheri. Adică te întâlneai cu el pe stradă, zicea: băi, la câtă școală am eu? Și ce școală? Școala vieții. Acum au început să apară în partide oameni cu școala vieții. Adică dacă îl întreb pe unul ce școală ai, el nu o să-ți mai spună că am făcut două facultăți sau mi-am cumpărat 3 doctorate, nu? O să spună: băi, eu am școala vieții. În momentul ăla cred că ai o mare problemă pentru societate și pentru comunitate, fiindcă adevăratele valori nu mai contează chiar deloc. La ce vă folosește? Vorbeam mai înainte despre la ce vă folosește dumneavoastră că sunteți profesor de atâta timp și că primiți un salariu mizerabil? Mă scuzați, cum credeți că sunteți privit de fapt de șmechere aceia care au făcut chefuri cu manele, nu numai ăia de acolo de la PSD, oricare, care scoboară dintr-un Mercedes când dumneata vii pe jos, care se coboară cu pantofi de 2-3 mii de euro sau 1000 de euro. Îmi permis ca să dau un răspuns, într-o notă ludică. E emisiunea dumneavoastră. Doi foști colegi de liceu se întâlnesc pe stradă în New York. De fapt, unul era într-o limuzină superbă, celălalt profesor mergea pe trotuar, era pe jos, oprește o limuzină lângă el, fostul coleg de liceu: o, prietene, de când ne-am mai văzut, poftim în limuzina mea, ce te invit la vila mea, ajung la vila, asta este grădina mea, asta este vila mea, începe să-i arate camerele, tablourile, asta este tabloul piscină, meu, da, asta e camera mea, mai urcă la etaj, asta este camera unde dorm cu soția, deschide ușa și în pat era soția lui cu un tip. Zice: ea este soția mea, iar acela sunt eu. Apropo, da, de cei bogați. Da. Dar, mă rog, ai dreptate, dar totuși trebuie spus că salariul profesorului nu este chiar atât de mizerabil, fiindcă dacă spune că este mizerabil,
mai puțin vom fi apreciați. Eu încerc să vă spun și elevilor și tuturor, nu, doamne, avem salariu bun. Da. Tocmai asta e fiind motivul, nu că ar fi salariu bun. Da, vă felicit, e o chestie de imagine. Dar eu spun că de-aia țara merge așa cum merge, pentru că fiecare dintre noi ne mințim în felul nostru. Când eram secretar de stat la Ministerul Muncii, Păcurarul, care era ministru, m-a chemat și mi-a spus: domnul Muscalu, trebuie să-ți donezi indemnizația pentru că sunt inundați în Moldova. Și am spus: domnul ministru, nu voi dona nimic. Și ești lipsit de empatie cu oamenii aia. Nu, domnule, nu sunt lipsit de nimic. Eu dacă donez salariul ăsta, eu nu mai am cu ce să trăiesc. Eu nu fur, nu fac altceva. Nici indemnizația nu e foarte mare. Mă întâlnesc cu colegii mei poi mâine în țară, la Nuremberg, unde trebuia să mergem la întâlnire pentru serviciile publice de ocupare, să luptăm ca să aducem și proiecte și bani în România și așa mai departe. În timp ce ăia veneau cu pantofi de 1000 de euro ca ăștia de aici, dar ăia pe merit, da? Cu școli făcute la timp, cu toate lucrurile cum se cuvine, cu o cămașă nu știu de care, care costa 100 de euro, eu mi le luam de la noi, de la Giurgiu, de aici, nu? Cu 5 milioane cumpăram tot. Era ca la înainte de moarte. Și ne îmbrăcam noi, ne duceam frumos la întâlnire. Și am spus: dacă eu mă duc așa îmbrăcat acolo, dacă eu reprezint România așa acolo, ce părere vă fac, își fac oamenii aia despre noi? Pentru că dacă nu ești în stare să ții un dialog, dacă nu ești în stare să te prezinți până la urmă într-un fel, păi ce-ar fost acum să vin în pantalon scurs la dumneavoastră în emisiune și să zic, nu, era o șmecherie. Să zic aici și diverse jargoane de astea, pentru că știm și noi, am crescut și noi în Giurgiu, am crescut pe Tineretului până la 18 ani, pe urmă ne-am mutat pe București, nu foarte departe de Tineretului. Acum stau la obor, deci vă dați seama că de dimineața până seara sunt plin de limbaj și de vocabular giurgiuvean. Erup câteodată de vocabular giurgiuvean. Dar chestia asta este că noi trebuie să ne uităm cu atenție la valoarea noastră intrinsecă și nu mai vede decât foarte puțin lume, iar pe de altă parte să încercăm să dăm cu tifla falselor valori. Să nu-i punem pe listele de consilieri, să nu-i promovăm. Pentru că noi, în felul ăsta, de fapt, ce facem? Certificăm non-valoarea, îi aducem în fața oamenilor care ne sancționează și ni se pare pe urmă că omul e vinovat. De ce e vinovat omul? Că el s-a uitat pe lista aia și a fost acolo. Stai mă, și pe ăsta îl pune consilier. Stai mă, și ăsta cine? Stai mă, și asta ce a făcut? Iertați-mă, dar cred că toate lucrurile astea trebuie foarte bine cântărite. Dincolo de votul ăsta politic așa masiv, dar dacă ne uităm cu atenție, nu e niciun vot masiv, ci este o lipsă masivă a oamenilor de la vot. Este un sictir pe care ni l-a dat încă o dată orașul și nu numai orașul, țara. Da? L-a dat politicienilor, au zis: bă, ăștia de dreapta, nu sunteți în stare. Nu vedeți că nu reușiți să coagulați nimic? Nu vedeți că nu reușiți să vă impuneți? Mie mi-a scris o franțuzoaică pe Facebook acolo și mi-a zis așa: atâta vreme cât nu sunteți în stare să vă salvgardați voturile, să le păziți și să faceți ce trebuie, nu meritați să ajungeți să conduceți. Și cum adică, dacă ea ne fură, noi suntem vinovați? Da, voi sunteți vinovați. Luptați-vă pentru fiecare vot, luptați-vă, pentru că, vezi tu, 3 voturi au lipsit acum în Consiliul Local ca PNL-ul să mai ia un consilier și să se schimbe majoritatea. Da? Asta e. Oamenii, când mergeam și am pus noi, ăștia de la ALDE, am pus 16.500 de hârtiuțe din alea pe fiecare ușă, am încercat să zic, pe care scria deranjații. Nu-i lăsa să se folosească de absența ta. Am încercat să facem din alea ca la hotel, știi? Adică exact cum scrie acolo, nu deranja, noi să scriem deranjează. Da? Dar este o campanie pe care ALDE a făcut-o și care nouă ni s-a părut foarte frumoasă și civică. Nici n-am scris votează ALDE pe el. Ideea i-a aparținut lui Toma Petcu, copreședintelui nostru, ideea de a face asta. Ideile pe care le-am scris acolo mi-au aparținut mie. Dar vă spun că și am fost sprijiniți de domnul Vladu în chestia asta foarte tare. Adică și el putea să scrie: scrieți mă, votați Vladu. N-a zis așa. A zis: puneți oamenii să iasă la vot. Și oamenii totuși nu s-au arătat așa de, eu știu, doritori să deranjeze pe cei care au pus ușor stăpânire și piciorul pe grumazul lor. Pe urmă, când se vor duce și nu vor fi primiți, eu știu, în audiență sau alte lucruri de genul ăsta, să nu vină să spună. Ar trebui să facă ce este legal, să se plângă prefectului, dar nu la, nici la televiziune să nu vină și nici la politicieni să nu se ducă. Să ducă numai acolo și unde au făcut ce au făcut, pentru că dacă te-au votat, sigur, trebuie să vină să spună: vezi, domnule, ia uite,
cum a venit astăzi o doamnă, știți, noi v-am votat. Dar ca de obicei, zice, au ieșit alții. Și am spus, doamnă, vă rog, data viitoare să nu ne mai votați. Să nu mai fie ca de obicei. Nu, mai glumim, mai glumim cu oamenii, dar dincolo de asta este o glumă amară, vă spun sincer, că nu pot să nu spui că, da, noi ALDE, un partid înființat de 9 luni de zile, avem niște rezultate extraordinare. Am depășit partide cu tradiție, ca zic așa, partide care erau, existau în mintea giurgiuvenilor și românilor, pe când alții n-au reușit nici să intre în trendul ăsta, da? Vezi, sunt partide, nu vreau să le dau nume. Și pe de altă parte, vezi, orgoliu personal al unora, vreau eu neapărat să fiu acolo. Mă gândesc la unii oameni care au candidat independenți. Sigur, unii n-aveau voie să facă parte din partid, înțeleg, și ei au candidat ca personalități, dar sunt alții care se credeau așa, voi lua, eu voi fi primarul Giurgiului până la ora 2 și el, pe ce se baza? Pe like-urile de pe Facebook. Adică nu se poate așa ceva, nu se poate. Sunt lucruri care trebuie privite cu atenție chiar de cei care fac parte din partide și de către cetățeni în continuare. Deci eu, ca să zic așa, mulțumesc tuturor celor care ne-au votat, mulțumesc tuturor celor care nu ne-au votat, asta este un semnal că nu i-am convins, iar pe de altă parte, trebuie să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care, așa cum spuneam, am mers zi de zi în această campanie și în precampanie și tinerilor noștri minunați și adulților care și-au jertfit o parte din timpul familiei, pentru că pe de altă parte, noi n-am reușit să arătăm că un politician este un om. Că un politician este un om care are și el o familie, care are și el problemele lui. Noi am reușit să arătăm pe, eu știu, nu știu care mare politician care are Dita mai Viloiu, care are Dita mai Lacu. Păi nu toată lumea are Dita mai Viloiu și Dita mai Lacu. Nu toată lumea are nu știu ce mașini și nu toată lumea are chestiile astea de care beneficiază unii. Dar nici n-am intrat în politică pentru asta. Însă vezi, n-ai reușit să demonstrezi lucrul ăsta, indiferent câte emisiuni faci, indiferent câte interviuri, dar indiferent câte conferințe de presă. Pentru că lumea este selectivă. Se uită acolo, te vede, are în mână telecomanda și zapează. Pam! Și de la desene animate. Mă gândeam la un moment dat că dacă toate televiziunile locale din Giurgiu ar avea audiența Blue Disney sau eu știu ce mai e, chestiile astea cu Pufica, știi, Doctorița Plușica și altele, Cartoon Network, ceva de genul ăsta, atunci probabil că am reușit să ne ducem mesajul către cetățean mult mai bine. Pentru că, de fapt, nici măcar aceste televiziuni adunate la un loc n-au publicul pe care îl are emisiunea de desene animate, televiziunea de desene animate. Asta e realitatea. Ionel, mai sunt 3 minute până la finalul emisiunii. Despre poezie nu vorbim astăzi. La poezie, la literatură, da. Nu? Eu sper că la începutul lunii viitoare să vă fac o surpriză plăcută, deși romanul meu nu este unul frumos, în care să vă descoper un alt tip de Ionel Muscalu decât cel care a scris până acum un volume de poezie și sper ca după ce va avea loc lansarea, după ce va fi, ca de obicei, trimisă către toate bibliotecile din țară această carte, să mă duc și să încerc să fac din ea o carte pe care să o vând pe piață și să mă duc cum se cuvine. Eu m-am săturat, sincer, spun, m-am săturat de lansările astea giurgiuvene. Nu mai sunt de acord cu el. Sunt împotriva lor, pentru că după ce tu, ca om, muncești, îți iei din timpul tău, ani de zile câteodată, ești tratat ca un prost. Oamenii vin să mănânce, să bea, să-ți ia cartea pe gratis, să te felicite cu o strângere de mână și la revedere. Unii nici nu o citesc. Sunt unii care vin la toate lansările astea de carte. Spun lucrul ăsta pentru că este deja, ar fi a 10-a carte. Și am văzut puțini oameni care după ce au luat cartea aia să vină să spună, băi, mie mi-a plăcut poezia cu tare. Sau, da, am auzit, oameni care nici măcar nu citiseră, ce trebuie cu scrie staba acolo, că nu înțeleg nimic. Și m-am bucurat zilele trecute
când un copil de clasa a treia i-a spus mamei, uite, asta e cea mai frumoasă poezie despre mamă pe care o citise într-o carte de-a mea. Sigur că m-am bucurat, nu poți să nu te bucuri. Dar asta am zis atunci, bă, dacă un copil de clasa a treia înțelege ce scriu eu, atunci îi voi trimite pe acești mari cititori, maturi și unii dintre ei chiar primari, să mai dea cu grebla și cu sapa pe ogorul literaturii. Dar, vezi, e greu să înveți pe unii care n-au citit niciodată ce înseamnă de fapt literatura. Ne apropiem de final? Te apropiem, mai avem un singur minut. E, să le spunem oamenilor că aveți ce ați votat, cei care n-ați votat aveți ce ați dorit. Cu asta o să vă luptați în următorii 4 ani. Să sperăm că lucrurile vor fi bune. Eu din partea ALDE vă mulțumesc. Domn profesor, din partea PNL-ului. Dar sigur că da, să nu mai ziceți că alții sunt de vină. Vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc Ionel Muscalu, ne revedem vinerea viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.